Zi importantă pentru Biblioteca Județeană Ovid Însușanu, Hunedoara Deva. Aceasta a trecut astăzi granițele județului și ale țării prin semnarea unui acord de parteneriat cu renumita bibliotecă Shaanxi din Republica Populară Chineză. Sebastian Bara, managerul acestei instituții, spune că acest pas va fi un excelent canal de comunicare cu specialiștii chinezi în numeroase domenii legate de funcționarea eficientă a unei biblioteci de secol 21. Biblioteca județeană Ovid Însușanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a realizat numeroase proiecte și evenimente menite să facă cunoscute limba, cultura, civilizația chineză, dar și realitățile economice și culturale din Republica Populară Chineză. Astăzi a mai făcut un pas prin ceremonia de semnare a acordului, care a avut loc în cadrul unei videoconferințe. Evenimentul a reunit reprezentanții bibliotecii județene, reprezentanții bibliotecii din China și pe cei ai Institutului Confucius din Sibiu, dar și reprezentanți ai Consiliului Județean Hunedoara. După semnarea acordului de astăzi, Biblioteca Județeană Ovid Însușanu Hunedoara Deva va deveni în mod oficial un nou prieten al Bibliotecii Shaanxi. Ceremonia de astăzi marchează începutul colaborării dintre bibliotecile noastre. Pentru a pune o bază solidă pentru prietenia noastră și pentru a o face să fie una de durată, credem că putem explora modalități de cooperare în următoarele trei aspecte. În primul rând, am putea să ne concentrăm în continuare asupra serviciilor de bibliotecă, să folosim oportunitățile oferite de bibliotecile inteligente, să depășim constrângerile geografice, să folosim tehnologia informatică emergentă și să explorăm mecanismul de interconectarea sistemelor de bibliotecă. În al doilea rând, ne-am putea concentra pe prezentarea culturilor tradiționale și regionale excelente ale Chinei și României, să colaborăm pentru a organiza diverse activități culturale. În al treilea rând, am putea explora mecanismele de cooperare în cultivarea talentelor, să consolidăm schimburile profesionale și academice între personalul bibliotecilor noastre pentru a oferi sprijin pentru construirea unor echipe de profesioniști de nivel înalt în cele două biblioteci. În acest context, denumirea bibliotecă mi se pare un termen generic, dar care, raportat la mileniul al III-lea și secolul 21, include tot ceea ce și-ar putea dori un consumator de cultură de cel mai înalt nivel. Simplu cetățean care dorește să citească sau să se informeze sau cercetător de nivel academic. China, prin civilizația ei milenară, strânește admirația și respectul lumii întregi, iar în ultima vreme interesul pentru cultura și limba chineză au cunoscut un avânt cu totul remarcabil. Acest avânt l-am perceput și noi ca bibliotecă atunci când în urmă cu 10 ani, în colaborarea cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și Institutul Confucius din Sibiu, am creat o filială cu cărți în limba chineză, singura din România, foarte bine dotată în cadrul bibliotecii. Managerul Bibliotecii Județene Ovid Însușanu Deva Hunedoara spune că prin semnarea acestui acord, legăturile dintre cele două biblioteci vor deveni constante. Sunt deosebit de bucuros pentru că astăzi, alături de domnul Costel Avram, administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara, am semnat acordul de parteneriat cu una dintre cele mai prestigioase și mai mari biblioteci din Republica Populară Chineză, Biblioteca Shaanxi. Odată parteneriatul nostru perfectat, legăturile dintre noi vor deveni constante. Vom organiza în comun activități și evenimente culturale cu caracter educativ, ne vom cunoaște reciproc tradițiile, vom organiza schimburi de experiență care vor permite să ne cunoaștem mai bine. Îmi doresc foarte mult ca în viitorul apropiat să înființăm în cadrul Bibliotecii Shaanxi un colț românesc, așa cum și Biblioteca Județeană Ovid Însușanu Hunedoara Deva are o filială cu cărți în limba chineză, singura din România. Îi mulțumesc pe această cale domnului președinte Laurențiu Nistor, care a fost un mare susținător al acestui parteneriat cu Republica Populară Chineză. La ceremonia de semnare a acordului a fost prezent și Costel Avram, administratorul public al județului. Ofensiva culturală în județul Hunedoara continuă și mă bucură faptul că administrația județeană condusă de Laurențiu Nistor continuă acțiunea aceasta, ofensiva culturală, și în același timp mă bucură faptul și îl felicit pe managerul Bibliotecii Județene, Sebastian Bara, pentru tot ceea ce face.
și faptul că pe lângă sănătate și cultura sunt domenii prioritare ale activităților Consiliului Județean Hunedoara, prin ceea ce a făcut astăzi Sebastian Bara, se înscrie în politica pe care o face administrația județeană și nu poate decât să ne bucure, fiindcă tot ceea ce face, face în avantajul și în folosul cetățenilor din județul Hunedoara. Sebastian Bara spune că și-a dorit să dea asigurări prietenilor din Șansei că le vor fi parteneri de încredere, vor da dovadă de respect, loialitate, transparență, bună credință și totală deschidere în prietenia pe care o doresc trainică, îndelungată și folositoare ambelor părți care și-au pus semnăturile pe acordul de parteneriat. Să-i primim cu drag pe oaspeții noștri chinezi aici la Deva, să le arătăm frumusețile acestui județ.